Bună, dragii mei! Ne vedem din nou pentru a mă ține de promisiunea pe care v-am făcut-o și anume de a vă prezenta construirea tiparului de bază la pantaloni. Avem nevoie de un centimetru, avem nevoie de o bandă cu care vom determina linia taliei, avem nevoie de o linie lungă sau un metru de lemn. Avem nevoie de un marker de culoare roșie și unul de culoare neagră sau două culori diferite pe care le aveți dumneavoastră la îndemână și avem nevoie de o coală mare de hârtie și de o riglă obișnuită. Pentru a desena un tipar de pantaloni, avem nevoie de următoarele dimensiuni. Prima este dimensiunea circumferința taliei. Talia se află în partea cea mai scobită a corpului. La mine lasă puțin de dorit această parte, dar sper că la dumneavoastră este mult mai pronunțată. Linia taliei o determinăm prin legarea unui cordon dintr-o bandă fixă de material nu elastică la partea unde v-am arătat-o, unde noi ținem mâna în șold. Aceste pernuțe, aici este talia, nu aici. Dacă dorim să facem pantalon cu talie joasă sau cu talie înaltă, modificăm după aceea tiparul de bază. Am determinat talia, acum măsurăm circumferința. Circumferința se află aici. Măsurăm și notăm pe o hârtie. Circumferința șoldului este cea de-a doua dimensiune de care avem nevoie. Și se măsoară la partea cea mai proeminentă a feselor. Nu mai sus, nu mai jos. Nu ne luăm după burtă, ne luăm după fund. Unde sunt fesele, acolo este circumferința șoldului. Avem nevoie de circumferința genunchiului pentru lățimea pantalonului la genunchi. Aceasta eu m-am gândit că ar fi bine să o iau cu genunchiul flexat, că atunci când fac o mișcare să nu mă țină pantalonul. Și o măsur, așa cum am spus, cu un putând să bag doar un deget între centimetru și corp. Notăm și această circumferință pe hârtie. Următoarea este circumferința tivului, care ne determină nouă cât de larg poate fi pantalonul la bază. Dacă vrem să fie mai strâmt, o măsură mai mică, dar niciodată nu poate fi mai strâmtă decât de la călcâi până la încheietura piciorului, ca piciorul să poată trece. Dacă noi avem glezna subțire și vrem pantalonul să fie pe corp, trebuie să avem în vedere dacă materialul este elastic, în extindere la zona tivului, să aibă minim această dimensiune, de la călcâi până la încheietura de la laba piciorului. Mai avem nevoie de lungimea pantalonului, care se ia ori de către o persoană de la această bentiță în jos, în lateral, sau dacă nu este nimeni lângă noi, puteți folosi metrul de croitorie, îl puneți cu capătul de unde începe 1, 2, 3, jos pe podea și până la această linie sau centimetru. Aveți grijă să stea drept. Îl puneți cu capătul de unde începe numărătoarea, jos, și aici vedeți cât aveți lungimea pantalonului. Uneori, când vrem să desenăm mai repede și fără să calculăm, putem să luăm adâncimea bazinului, așezându-ne pe scaun și măsurăm bazinul de la șezutul scaunului până la linia taliei. Aceasta se determină printr-o formulă pe care o să vă spun într-un alt videoclip. Acesta a fost doar pentru a vă arăta de ce materiale avem nevoie să ne pregătim pentru tiparul de pantaloni și ce dimensiuni sunt necesare. Dacă veți urmări următoarele videoclipuri, sigur veți afla și cum se construiesc aceste tipare. Tiparul de bază
la pantalon este tipar la față și la spatele pantalonului. Niciodată nu luați aceste dimensiuni, cum ar fi lungimea pantalonului, să o luați mai scurtă că vreți să faceți un pantalon 3 sferturi. Tiparul de bază se face cu lungimea normală a piciorului până la baza podelei, pe care îl vom modifica scurtând cât avem nevoie. Linia genunchiului se determină din această lungime a piciorului și dacă noi măsurăm mai scurt, o să avem pantalonii cu genunchiul mai sus. Linia taliei. Dacă vrem pantalon cu talia mai joasă, din tiparul de bază calculăm câți centimetri vrem să scoatem. 3 centimetri, măsurăm pe tiparul de bază și tăiem. Dar asta o să vă explic în alte videoclipuri. Sper să mă urmăriți și să fiți în continuare alături pe acest canal.